Iubiți părinți, iubiți credincioși, dați-mi voie să vă salut pe părintele profesor. Eu am ajuns la fix, dar a fost greu de ajuns din spate până la altar. Sigur, părintele profesor, l-am avut și la noi, la Basche, este un colaborator la facultății noastre de teologie și sper să fie și în continuare. Sunt bucuros că are această mare artă de a pătrunde sufletele tinerilor și ale tinerilor care nu pătrânesc niciodată. Că și vârstnicii pot fi tineri și tinerii pot fi bătrâni. Tinerii care lucrezesc, de fapt, sunt bătrâni. Vârstnicii care sunt optimiști și doresc să aibă o creștere duhovnicească, se înțelegesc cu cunoștințele, cu cele frumoase, adevărate și sfinte, acei vârstnici sunt mai tineri decât tinerii care sunt plafonați. Părinte profesor, vă rugăm să împărtășiți, pentru că toți ascultătorii de unde ați vorbit v-au dat ani. Aceste ani să le întindeți și acum, ca să cuprindă sufletele tuturor celor prezenți și vreau să-i socotiți pe toți cei de față, la vârsta intereții, a entuziasmului, a dorinței de cunoaștere, a dorinței de comuniune, a dorinței de a împărtăși credința, nădejde și dragoste. Vă doresc succes!